În fiecare an, odată cu venirea toamnei, se numără bobocii. În liceele din Drobeta Turnul Severin au început deja pregătirile pentru balul bobocilor. Printre unitățile de învățământ care organizează un astfel de eveniment, regăsim Colegiul Național Gheorghe Țițeica și Colegiul Național Traian. Organizatorii promit că vor pune în scenă spectacole inedite. Lumea filmelor și carnavalurilor din întreaga lume sunt temele alese de elevii celor două școli. Participantele au trecut de febra preselecțiilor și se pregătesc cu mult spor pentru a oferi momente de neuitat la bal. S-a dat startul balurilor bobocilor. Pregătirile sunt întoi în această perioadă în liceele severinene. De exemplu, elevii din anii terminali de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica au ales deja concurentele care se vor lupta pentru coroana de Miss Boboc. Tema balului face referire la frumusețea și excentricitatea carnavalurilor din întreaga lume. Am decis să particip la acest bal deoarece îmi plac foarte mult provocările, iar prin această provocare pot arăta lumii că sunt dispusă să-mi trec limitele. Ce momente pregătești? Voi avea un dans, adică mai multe, și voi și cânta. M-am acomodat repede. Pot să spun că este o experiență frumoasă pe care odată poți să o petreci. Balul organizat de Colegiul Național Gheorghe Țițeica va avea loc în 17 noiembrie de la ora 19 la Palatul Culturii Teodor Costescu. Anul acesta tema noastră pentru bal va fi Carnival Around the World, iar noi așteptăm toți curioșii să vină să vadă pus în scenă, împletite chiar, culoarea, extravaganța și totodată diversificația din jurul lumii, fiindcă fetele vor reprezenta fiecare câte un carnaval din jurul lumii. Câte participante vor fi? Anul acesta vor fi 7 participante, toate superbe, le lăudăm că sunt ale noastre. Le-ați ales deja? Da, le-am ales, preselecțiile au avut deja loc și sunt foarte încrezătoare și curioase să vadă noul Miss Boboc al Colegiului Național Gheorghe Țițeica 2023. Până în momentul acesta, fetele cel mai mult se ocupă de momentele de impresionare, de care se ocupă individual alături de echipele lor. De asemenea, alături de organizatori, ne ocupăm de probele comune, care vor avea loc la bal, defilări și altele pe care le veți vedea când veți veni la bal. În schimb, traianiștii ne propun o incursiune în lumea filmelor, căci aceasta este tema spectacolului de anul acesta. 7 tinere curajoase au fost alese pentru a cuceri juriul și publicul prin frumusețe și talent. Am ales să particip deoarece consider că este o experiență pe care nu o să mai am ocazia să o trăiesc și pentru a-mi descoperi limitele. Cum ți s-a părut tematica de anul acesta? Sincer, mi-a plăcut, îmi place foarte mult faptul că fiecare are o temă diferită și că putem explora mult mai multe domenii. Mi se pare o experiență demnă de trăit, se leagă foarte multe prietenii cu echipa de dans pentru care lucrați o lună întreagă, pentru momentul de impresionare, este ceva minunat. Preselecțiile au decurs bine pentru mine, toți colegii mei de clasa 12 ne-au primit cu multă căldură și ne-au încurajat să cumva să ne destindem și să ne arătăm laturile artistice pentru a ne alege în cadrul acestui eveniment. Traianiștii promit un show de zile mari în 27 octombrie de la ora 19, tot la Palatul Culturii Teodor Costescu. Tema noastră este Moviland, avem 6 concurente care au 6 teme diferite pe baza unor nume de filme pe care ele și le creează prin momentele lor. Cum decurg pregătirile? Ce momente vor fi organizate? Vorbim de dans, poate de muzică, de... Fetele toate o să danseze, dar de asemenea o să avem și momente de cântat, o să cânte unele fete de la noi din liceu, domnul Sergiu Partenie le ajută, le acompaniază, o să avem și momente de dans, o să avem majoretele. La început a fost greu, n-am ce să zic, dar experiența asta ne-a apropiat foarte mult pe toți. A fost și momente nasoale și momente frumoase, dar în final, na, sperăm să iasă totul cum trebuie. Vrem și fetele să aibă un bal pe care să-și reamintească de mulți ani. Balurile bobocilor reprezintă un prilej pentru elevi de a-și demonstra creativitatea, dar și de a lega frumoase prietenii, de a-și dezvolta anumite abilități, astfel încât să-și înfrângă temerile și să rămână cu amintiri de neuitat.